Dar următoarea, bă, mamă, what? Hai de capul meu, asta nu voiam să mă, ce-i asta, bă? Salut, bă, șacalilor, ce faceți? O nouă sâmbătă din viața voastră o petreceți alături de mine. Bine v-am găsit, ce mai fac, bă, sunteți bine, bă, sunteți sănătoși, bă. Bă, vine vara, bă, gata, bă, cu școala, gata, bă, cu astea, bă, e timpul pentru snack, bă, cine... Hai că e timpul pentru snack. Hai că dacă te uitai la clipul ăsta și mămicuța ta prin preajmă, uite așa, te las că vezi tu, snack, las că vezi tu, snack, hai că vezi tu, snack. Excluzând faptul că arăt ca omii din Shaolin Showdown, așa, știi că sunt elementul cu apa, așa, astăzi o să ne uităm la niște chestii unde o să încercăm să nu devenim inconfortabil, nu? Așa că pentru sufletul meu, hai să facem 30.000 de like-uri. Bă, o să încerc să nu mă scârbesc, să nu fac chestii, știi, să rămân om vertical, bă. Ia să vedem, ești clasa 6-a, dar te duci și tu la mall cu prietenașii tăi. Dacă e mall, știi, e clasa 6-a, wow, hai să vedem un film, bă. Bă, și mijlocul filmului te apucă asta. Bă, ce vezi și vezi asta? Bă, te duci la baie, bă, și vezi asta. Bă, tu vrei să te grăbești, bă, și când ai așa vezi bacon, bă, pe hârtie igienică, bă. Bă, vezi hârtie cu bacon, bă. Te știi, ia așa și te stești cu, bă, cu bacon, bă, cu bacon de ăsta, bă. Ai, măcar de era făcut, bă, dar uite cum e așa, derulezi așa bacon, bă, dar ce? Bă, voi să-mi ziceți în comentarii, bă, dacă ați avut o situație inconfortabilă, cu citesc toate comentariile și dau inimă, bă. Cred că și tu și eu, poate eu mai puțin folosim deodorant, știi? Și noi și voi și toți ca noi, dar se înseamnă să-l folosești, nu înseamnă să-l mănânci, bă, să muși din el, bă. Bă, și-o dat cu mena în spin stick, l-o mâncat direct, bă, tu stai... Hai de capul meu, hai de capul meu, tu stai să... Muși de alea, puterea lui Omi, șan, da, un șan, din fang, în șan. Bă, mi s-a zbârlit pena pe spate, bă, de la... Și vezi că mai avea și un fir de păr pe... Deja nu e ok, mă agită. Bă, filmam, bă, acum. Nu mai pot să te aud atât. Vorbești foarte tare și ești agitat. Păi așa sunt eu, bă, frate. Știu și oamenii, bă, vorbesc mai tare, țip, urlu, râd. Asta așa sunt eu. Of, 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 nu mai. Există o soluție care te face să devii zen. Cu zen. Mă, ce ești acolo? Cu zen? Cu zen. Beneficiile sunt că poți face cumpărături de la o grămadă de distribuitori cu zero comision la orice plată. Pe lângă asta, ai un an garanție în plus la produsele electronice dacă plătești cu un card zen. Și în caz de se întâmplă ceva cu comanda ta, se ocupă ei de tot. Nu trebuie să-ți faci griji. Doar să fii zen. Bă, frate, mersi mult de tot. Acum vreau să comentez poza asta că nu înțeleg, bă, cum Dumnezeu să-ți pui sucul în aia de erisire, bă, de la mașină, bă. Bă, dă-o, bă, îmbrânzica, mă, bă, cum o să faci, bă, așa ceva? Tu pui cola în aia de erisire, bă. Aici tu pornești acea, bă, miroase a Coca-Cola, bă, se fermentează Coca-Cola la acolo, e frumos, bă. Tu dai seama că există loc special, știi unde să pui acolo. Și hop, un ai pus paharul aici așa, la omul și-o stricat, aia și-o, bam, ai dat-o băgat acolo, așa, așa, o scos aia și-o înfipt acolo paharul. Că, cum să nu? E loc inconfortabil, nu? Da, următoarea, bă, mamă, what? Hai de capul meu, asta nu voiam să mă, ce-i asta, bă? Și Dumnezeu are prea mult testosteron în ea, ce eu băcat ăștia, bă? Are o leacă de căpșună planta aia, sincer, acum, nu, pe bune, dacă nu. Are păr cum am eu pe picioare, bă, să nebunească verișorii acum, dacă, uite, exact așa, bă, uite, e un pic de roșu pe planta aia, bă. Hai, bă, vă dați seama că în căpșună sunt sâmburii așa micuți, așa, care s-au ce plăcere să-i mănânci, mai bei o limonadă, mi-am dat peste microfon. O căpșună e bună, dar așa, nu știu ce să zic, că-i bani, aia, să se simte așa, să fii păros, așa, știi, cu impurități naturalistice, ce e asta, bă? Deci numai dacă mă gândesc cum mă bag așa în gură, știi, mă simt nașul, sau să iau așa, știi, cu cuțitul toți aia, să mai rămână plante pe acolo. Nu, bă, nu, bă! Bă, eu am oricum multe situații în viață când mă simt inconfortabil, să vă zic așa, numai una random, așa, știi, când ți se pare că te salută cineva, știi, și te saluți și tu așa, știi, după vezi că în spate faci... Așa, știi cum ar veni, bă, îmi faci-o de asta, așa, știi că te scarpi, așa, știi cum ar veni. Așa, bă, ce ți-e rău, știi cum ar veni, și așa, știi cum, mi s-a părut că nu eram cât e ceasul, știi? Super inconfort, știi cum te simți în momentul ăsta, bă, ai, dă, aleo, ăla din spate, aoleu, mai era unul, Dumnezeu. Aceste situații nu-i pot acorda mai mult decât două cuvinte, și anume, sunt scârbit, sau vomit mult, sau plec acasă, sau ești jegoasă, sau pute rău, sau iac noroi. Să fie asta fita, se bage cu șosete de astea, noroi de astea, păi, dar nu, că oricum, șosete clar nu le mai spel, clar nu le mai spel. Dar aia și mai spală păcatul ăsta vreodată, nu. Păi cum e posibil, băi, ți-am luat șosete curate, v-am dat 7 lei, bă, 7 lei am dat din Pepco, bă, și tu le pui în noroi, bă, pentru 7 lei 5 perechi tu le-ai pus în noroi, bă. Bă, copilul răsfățată, uite cum acolo noroi, bă, știți-vă aici, uite că dau un zoom așa, uite cum e așa cu degetele așa, așa, e scârbos. Și noroiul ăla așa rece, slime, știi, care îți intră pe la degete și ți intră apa, știi că ți-e ud, da. Și intră cu murdărie și ți intră pe sub degete așa, bă, și e scârbos și pute, și nu, bă.
Bă, n-am ales, bă, bine să fac clipul ăsta, bă. Mă rog, eu mă chinui singur de 8 ani de zile în fi... Bă, ce Dumnezeu e asta? Bă, ce Dumnezeu... Bă. Bă, la ce Dumnezeu, mă, uite. Bă, te rog, bă, spune că nu sunt reale, bă. Și uite, așa vine momentul ăla din viață în care îți dai seama că nu mai mănânci, mai poți să fie ce o fie, bă, vere, dar eu macaroni nu mai pun în gură niciodată. Nu că am pus, dar nu mai pun, vere. Ea, bă, cum le-a făcut, bă, fețe, mă, bă, deci, Doamne, cât de greșit, e. Băi, nu pot să-mi dau seama, bă, fețe de prunci, ce Dumnezeu, de câini prunci, ce Dumnezeu. De mine porcușori așa, o tentă umană, bă, de Doamne, de fet, băi, ferească sfânt, nu știu. Sper că e foto, bă, dar și foto, bă, e, să te simți inconfort, bă, mă simt foarte inconfortabil, bă. Bă, macaron să mai pun în gură, bă, ați înțeles? Wow, nimic cu zahăr nu mai pun în gură, mănânc plante de acum, bă. De fapt, nu mai mănânc nici plante, bă, că am văzut căpșuna aia înainte, bă, nu mai mănânc nimic, bă. Greșită e, Doamne, poza asta, zice oameni din Shaolin Shaolin. Eu nu o să întreb cine face asta, o să vă întreb pe voi dacă ați mâncat așa ceva. Pizza în lapte, dacă ați mâncat, de curiozitate, bă, eu am mai luat pizza, mai băut o gură, dacă e bun, laptele rece e bun, bă. Deci mie îmi place laptele rece maxim, bă, deci maxim, bă. Bă, să scoți acolo, să vezi pe peroniul ăla alb, bă, să vezi că intră sub brânza aia, bă, sub baluatul ăla, vezi așa moale, bă, cum pizza e tare aici, știi, prima jumate. Și jumatea, bă, care a fost băgată în lapte e moale, bă, și se scoate, bă, ce, bă. Bă, ce Dumnezeu fac eu pe YouTube, după 8 ani reacționez la pizza în lapte, bă. Bă, voi vă dați seama, peste 1 milion de abonați, așa, știi cum ar veni, milioane de vizualizări la tipul, da, super tare, așa, știi, 8 ani de YouTube, da? Eu la după atâta timp filmez pe o cutie, da? Microfonul s-a târnat pe o chestie, știi că nu ajunge. Camera se vede cum se vede, microfonul se mai întrerupe și bonusul reacționează la pizza în lapte, bă. Deci omul e la pizza în lapte. Mă chemi și pe mine la TV, zic, bă, Znic, am văzut că ești unul dintre cei mai cunoscuți YouTuber care are așa, uite, ești așa, spune-ne și nouă, cam ce faci tu pe YouTube? Am făcut un clip în care reacționa pizza în lapte, este un clip destul de cunoscut la mine pe canal. Wow, la pizza în lapte, Znic, te rog, povestește-ne mai mult, vrem să știm care e rețeta de succesului, de ce se uită oamenii așa la tine? Păi, probabil că le place pizza în lapte. Nu. Ia vezi, verișorul, când îți zice prietenul ăla, băi, hai cu mine până la țară, că ai mei, nu știu cum, că trebuie să așa, și noi stăm pe acolo, trebuie să merg la țară, am ajut pe mine. Da, veri, hai că te ajut. Te duci la țară la ăsta, bă, știi cum ar veni? Te duci să-l ajut să prășești acolo, știi, să faci ce faci tu. Bă, dar la un moment dat te scapă, bă, te scapă nevoia umană, bă, că ești om, bă, trebuie să elimini, mănânci, elimini, știi cum ar veni? Și bă, unde pot să mă duc eu la baia aia, știi? Că nu că noi nu avem bani în casă, avem în curte. Lasă, veri, zi-mi, să mă uit acolo, după stânga. Hai că mă duc acum. Ce vezi asta, frate? Uite cum mă vezi, uite-l aici, uite-l. Trebuie să te pui perfect, bă, te-ai pus un pic, deci dacă ai un pic mai mult păr pe dreapta, te-ai dus, s-a căzut, s-a alunecat scaunul și-a căzut, ai căzut cu tot cu scaun, vere. Te duci cazi acolo în tunelul negru, te-ai tot dus, bă. Ia uite-o pe asta, vere, că zi, lasă, nu mai, lasă, că mă, abțin, că merg eu acasă, nu-i probleme, că așa, dar, vere, plecăm în 10 ore, lasă, că mă abțin, bă. Până la urmă știți cum e, tronul de acasă e cel mai bun, bă, oriunde ai merge tu în vizită, oriunde, acasă, la tine e cel mai bine, bă. Deci, la poza asta, oricum nu pot să mă uit mult timp, că deja sunt claustrofob și eu când intru într-un lift, deja am emoții și așa, știi cum ar veni, mai ales dacă mai e și lift de la vechi, chiar. Adică mi-e rău de tot. Dar când îl mai văd și pe ăsta așa că zici că e groapa Marianelor, triunghiul Bermudelor, bă, ia uite-l cum e făcut în trei laturi de-astea, bă. Bă, mor, bă, deci mi se pare că se strâng pe... Nu, gata, s-a terminat, nu. Să-mi lăsați în comentarii dacă vă este frică de lift sau dacă nu vă este. Mie mi-este, recunosc, 21 de ani acum și asta e. Cred că cu toții am pățit asta la un moment dat. Doamne, asta e pe... Doamne, băi, să nebunesc. Au, 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 Sfântă Fecioara. Știu că, bă, tu, la un moment dat, dacă se sparge un pic telefonul, bam, se întâmplă asta, bă. Dar bine, normal, cu timpul. Eu m-am învățat minte, bă, și când mi-am luat telefonul, bă, puteam să mor lângă el, bă, o săptămână, mă uitam nou cum e la el, bă, și nu l-am atins până când nu mi-am comandat folie, până nu mi-am luat husă, m-am dus, l-am dus la aia să-mi pună ei bine, lasă, dau eu mai mulți bani, dar puneți-mi voi, bă, puneți-mi voi, că eu știu că spro și-l scap și-l spart, puneți-mi voi, bă, și poate nu-l scap și-l spart, dar se întâmplă asta, bă, să văd bulii pe ecran, bă. Mai vezi tu o fată pe Instagram, vrei să-i dai pe bulă, așa, vere, nu poți să-i dai de bulă, știi, e un fel de sistem de apărare, știi, în caz că ai prietenă, știi, unde, vere, că vrei să citești așa, citești după bulă, bă, vezi cum bate lumina, știi, cum bate soarele, că altfel nu vezi ce scrie, bă. În legătură cu această imagine, nu știu exact ce pot comenta. Știu doar că pot să fac la fel. Am o chestie de asta fixă aici pe hol. Aș putea să încerc asta. Am și păr pe picioare, numai că mi-e frică. Adică dacă eu am pus rollerul ăla și se face așa, se-mi rupe părul, eu mă simt deja mă simt inconfortabil acum. Dar nu e asta problema. Mă duce de la spital, vere. Adică m-a luat cu targa cu ambulanța direct. Ba, inconfortabil, rău, bă, deși mi-e greu să cred. Așa, uite-l ce am l-a făcut acolo, bă, dar imposibil, bă, poți să te faci așa, bă. Hai de cap, puteți să o duci demnitatea ta de bărbat. Gata, vere, ce inconfortabil. Ha, hello, demnitate, goodbye, have a nice day. Hai de capul meu, am venit să râd pentru că mi s-a întâmplat o chestie. Dacă îmi văd așa ceva, mă ia cu tremurat. Deci dacă ar fi mașina asta mea să fie sănătoasă, vere. Ia cheile, le-am pus acolo pe plafon.
și acolo, mă, cine vrea să o ia, vere, luați-o. Luați-o, plimbați-vă, schimbați-i număr de matriculare, vorbiți la telefon că vă dau, luați-o. Păi să văd așa ceva să trăiască mama mea dacă nu mai îmi trebuie. Mi-e merg cu tramvaiul, vere, mă duc cu metrou pe jos, mă duc. O să-mi zici tu de dezinsecții și de asta că tot mai rămâne, bă, o viespe de aia acolo, bă, pe unde nu-ți dai seama pe acolo rămâne. Bă, și când mai dragă te înțeapă, bă, că se ascunde, că astea șerpi, bă. Azi dimineață v-am șters și o masă de pe balcon, știi că plouă și mai intră, știi că e balcon de la deschis, așa mai intră și am șters masa, bă, știi? Și-a venit o viespe, verea ta era, să nebunească verișorii, dacă nu, mare. Dai seama, hop, am intrat, am tras plasa aia, așa, știi, și mă uitam așa, m-am pus așa și mă uitam la viespe aia, bă, și vedeam cum stă acolo, bă, și zic, bă, de ce Dumnezeu a venit, bă? Stăteam așa cu produse și cu carpeta aia în mână, bă, și mă uitam pe plasă, mă aștepta să plece, bă, și vezi, dar nu pleca. Bă, și la un moment dat a plecat, am dat seara, am închis plasa, zic, da-i-l-o! N-am de comentat prea mult, numai că mi s-o cam silit de avocado, mai ales cam în cazilele astea și eu chiar am stat să-l curăț așa și s-a luat dat așa cu bigul, n-am... Ce să mai zic, bă? Mai pot să zic ceva? Dar acum parcare sens, bă, decât să-l tai așa, știi, să-l până, îl desfac, până scot sâmburile și să scot și în el, mai bine îl pilesc așa cu bigul, bă. Păi mă duc, vere, și-mi iau un big pentru mine și unul pentru avocado, dacă tot, dar ei, doamne, ce scrimă, ai de capul. Asta e ultima poză și nu-mi vine să zic prea multe, așa că cred că mă opresc aici. Ești în buzunar, ce să mai zic, bă, miros solzi, ulei de pește. Bun, șacalor, cam ăsta a fost clipul, nu mai îmi trebuie, m-am simțit inconfortabil, nu mai fac. Nici vă nu mi-a plăcut, nici mie, nu știu de cine terorizăm singur, dar asta e, atâta se poate. Reamintesc că am și un canal de gaming unde postez de două ori pe săptămână și acolo merge foarte bine. Sniculeț se numește canalul, aveți în descriere. În caz că vă plictisiți și aveți prea puțin oameni pe care mi-o urmăriți pe Instagram, puteți să mă urmăriți și pe mine tot la Sniculeț. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate like-urile și comentariile și pentru tot ce faceți pentru mine. Mă simt foarte onorat să fiu cu voi. Ca întotdeauna, beți apă multă, faceți formul și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat! Pa, pa!